În ziua de bobotează are loc sfințirea apei în timpul slujbei de Iordan. Pregătirea acestui moment se face și astăzi cu multă atenție în fiecare comunitate. Locul de desfășurare a slujbei se alege împreună cu preotul satului, de obicei într-un spațiu mai larg unde să fie cel puțin o fântână, în imediata vecinătatea unei ape curgătoare, în gospodăria unui localnic sau în curtea bisericii. Pe 6 ianuarie se prăznuiește botezarea Domnului nostru Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordanului. Practic, sărbătorim începutul propovăduirii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sfinții Părinți arată că în momentul în care Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordanului, cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu a coborât în chip de porumbel, iar Tatăl a mărturisit din cer: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. În ajunul bobotezii se pregătește o masă asemănătoare cu masa din ajunul Crăciunului și se prepară 12 feluri de mâncare. În această zi sunt interzise certurile în casă și nu se dă nimic cu împrumut, nici măcar jărate din focul din vatră. Boboteaza acumulează elemente specifice de reînnoire a timpului calendaristic la riturile creștine, adăugându-se practici populare de purificare a spațiului și de alungare a spiritelor malefice. Deci la slujba? De... Sigur că la slujbă, după aiazmă, da. Și cu aiazma ce faceți? De exemplu, cum sunt eu, da, o bătrână de 95 în casă, o folosești 7 zile după bobotează să folosești. Pui mâncare, o spăl pe ochi, pui în găleată, să pune și pe la păsări, să stropește, dar numai 7 zile să folosește bobotează, aiazma mare de la bobotează. Cu aiazma venim acasă, dăm prin casă, dăm pe la vite, pe la prin o gradă, prin gospodărie. De alte tradiții și obiceiuri care se țin în ziua de 6 ianuarie, când e bobotează? Păi asta e, mergem la biserică, altceva, nu știu ce, tineretul ăsta știu eu, să duc, să distrează, nu știu ce să spun. Tocmai în ziua aceea sunt născută. Da? Sărbătoare da. Da, născută pe 6 ianuarie și mi-aștept invitații. La slujba de bobotează vă duce? Da. Dar nu chiar în ziua de bobotează, în ziua de Sfântul Ioan. Aghiazmă luați? Da. Ce faceți? În fiecare dimineață câte o gură de aghiazmă e binevenită pentru orice om ortodox creștin. Și Iordanul, seara. Deci, da. Dar dumneavoastră vin? Vin. Vine că... Cine face... Cine vine cu Iordanul? Să strâng niște băieți și pleacă după la... în zonă, după aici. Băieți tineri. Și vine cu Iordanul, te aruncă în sus, te iordănești. Până la sosirea preotului cu Iordanul, nimeni nu se atinge de mâncarea special preparată, iar imediat după sfințirea mesei, câteva bucate sunt adăugate în hrana animalelor pentru a fi protejate de boli și pentru a fi bune de prăsilă.